Seara, în primul rând, vreau să felicit echipa, în primul rând, pentru modul care a înțeles să se prezinte în seara asta. A fost un meci cu o încărcătură foarte mare. Noi veneam după o serie de meciuri mai puțin reușite. Așa cum le-am spus și lor, ultimul meci cu CSU Craiova ne-a dat această încredere de care aveam nevoie și mă bucur că în seara asta am reușit să câștigăm. O gură mare de oxigen pentru meciurile care urmează. Cum e din nou să câștigați? Asta spun. Victoriile aduc victorii, cum se spune, dar mai mult de atât aduc încredere și cred că echipa avea nevoie de această încredere. Le mulțumesc încă o dată băieților staffului pentru tot și suportul pentru susținere. Emoții în repriza a doua, mai ales în ultimele 20 de minute? Da, a fost emoții, dar să nu uităm faptul că noi puteam să închidem jocul mult mai devreme. Am avut ocazii clare, dar mă bucur că s-a terminat așa. Important este victoria. Cum va fi play-off? Un play-off foarte greu. Eu consider că toate echipele care sunt acum sunt sensibile egale. Cu siguranță va fi un play-out crâncen. Jefferson va fi un plus? Jefferson a rezolvat cu actele. El a fost la antrenamente la noi. De săptămâna viitoare intră într-un program normal. Deci, din punctul meu de vedere, este un plus pentru echipă. Bine, seară bună! Mersi!